Bună ziua și bine v-am regăsit la Observatorul Prahovean Live alături de mine, Liviu Drăghici. Bun găsit, Liviu! Bine v-am găsit și eu, mulțumesc frumos de invitație, salutări vouă, salutări celor care se uită la noi în momentele astea. O să fac o scurtă prezentare, pentru că, mă rog, tu ești un personaj interesant, așa, cel puțin în mediul online și nu numai, te-ai implicat în foarte multe proiecte. Pentru cei care nu te cunosc însă foarte bine, o să fac o scurtă descriere. Îl găsiți pe mai multe platforme de socializare, are și un site, o să vorbim despre toate activitățile lui de antreprenor, dar și de cadru didactic. Așadar, licențiat în științe economice, management și științele educației, pedagogie, absolvent a două programe de masterat, pe bune, nu că cum se laudă unii politicieni destul de cunoscuți, mai ales în urma scandalurilor de presă. Este în prezent predă științe economice la Colegiul Economic Virgil Magiaru din Ploiești. Asta după ce 8 ani de zile a fost manager de proiect și team leader la o mare companie de telefonie mobilă. Îi dă și numele că e atât de mare încât chiar nu mai are nevoie de reclamă, să spunem, pe bani. Vorbim de Vodafone România. De asemenea, este și antreprenor, fondator a două firme și cofondator la Altele. Apoi, din 2013, este fondator și președinte al Asociației iCarte, un ONG care își propune susținerea elevilor și studenților cu posibilități materiale reduse, doar unul dintre proiectele, să spunem, cu caracter social în care este implicat, cunoscut ca și poetul din Peluză, un fan înfocat al petrolului. Poate o să discutăm cu altă ocazie despre ceea ce se întâmplă acum la petrolul. Și în zona asta de hobby-uri, este absolvent de Școala Populară de Artă, secția Canto Popular, cântă muzică populară, are și colaborări cu televiziunile de profil, dar și cu diverse formații și ansambluri, scrie poezii. A moderat și o emisiune de radio povești de suporter la Radio Sport Total FM. Pasionat de citit, călătorit, căsătorit, doi copii. Pe scurt. Nu știu cum ar fi sunat prezentarea lungă, oricum să-mi faceți factură la sfârșit, să vă Da. plătesc reclama, că Uite, foarte o să bine. plătești la fel de mulți bani precum plătești și ceilalți invitați. E o glumă pentru cei Da, care nu cine? înțeleg din prima. Liviu, te-am abordat pentru că, mă rog, tu așa ca personaj ai o poveste interesantă. Poate o să aflăm și răspunsul la întrebarea de ce după 8 ani de multinațională te-ai gândit tu să te faci profesor și să ne spui cam cât de greu sau ușor îți este să predai o disciplină deloc confortabilă unor elevi de liceu. Păi hai să luăm cu prima Hai! parte a întrebării, cum am ajuns de la multinațională la catedră. Visul meu încă de la început a fost să mă fac profesor. Am avut în facultate câțiva profesori cu vocație și am zis, ok, eu asta vreau să fac. Numai că în momentele alea venea multinațională la noi în oraș, undeva între UPG și Hipodrom. Și am aplicat acolo. A fost fain, a fost o școală de business, greu. Dar am învățat multe lucruri care mi-au rămas după ce am plecat. Și prin decembrie 2014, când oamenii fac, știi, la sfârșit de an faci planuri pentru anul următor, am zis că ar trebui să fac și ceva pentru sufletul meu. Le-am dus oamenilor demisia, o parte din cei care mă cunoșteau și au înțeles ce vreau să fac au zis că sunt nebun, cealaltă parte a zis că nu sunt sănătos. În orice caz, mi-am dat demisia de acolo, am deschis un business propriu. Și am ajuns să fiu profesor. N-am fost din prima profesor în liceul pe care l-am terminat, pentru că un an am fost la Câmpina, dar din 2017, de 4 ani și o săptămână, sunt la Colegiul Economic, același liceu pe care l-am absolvit și eu. Asta prima, ca să-ți răspund la prima parte a întrebării. La a doua parte, cum e să predai discipline economice unor adolescenți? Mie mi se pare foarte fain din trei motive. În primul rând, citesc destul de mult pe zona asta de economie și științe din sfera asta. În al doilea rând, multe din lucrurile pe care le citesc le-am făcut deja. Pe unele bine, pe unele mai puțin bine. Zic eu că am făcut cam toate greșelile care se puteau face în business și atunci exemplele pe care le dau nu sunt doar din cărți, ci sunt și exemple practice de la firmele mele sau de la multinaționale de care povesteai. Și în al treilea rând, îmi place.
Bun, foarte puțini, să spunem, profesori pot spune, mă rog, că fac asta cu plăcere, având în vedere contextul în care trăim și reforma asta permanentă, cu ghilimele de rigoare, a sistemului de învățământ. Uite, privind ce s-a întâmplat acum recent, când noua guvernare a spus stop joc, înghețăm veniturile bugetarilor. Ai lucrat și de o parte și de alta baricadei, ca să spunem așa, și în privat și acum lucrezi la stat. Cum privești tu lucrurile? Pentru că, uite, periodic apare tema asta falsă din punctul meu de vedere. Bugetarii sunt mulți și răi și cei de la privat sunt, eu știu, storci de bani pentru a le plăti celor de la stat niște salarii nemeritat de mari. Cum vezi tu chestia Să știi asta? că simt și eu războiul ăsta pe pielea mea. Cei din privat mă acuză că lucrez la stat, cei de la stat mă acuză că vin din privat și de ce n-am rămas acolo. Cred că e un război alimentat în mod fals, cum ai zis și tu. Ar trebui să plecăm de undeva, de un pic mai din spate. Hai să ne gândim la finanțele publice versus finanțele private. În privat ai un buget, iar scopul este să cheltui cât mai puțin din el. Ferească Dumnezeu să-l cheltui pe tot, că anul viitor financiar e de Da. rău. Și ți-o spun din proprie experiență. La stat lucrurile stau pe dos. Ai un buget, ferească Dumnezeu să nu-l cheltui pe tot. Da? Și Atunci ai o atunci, problemă exact, anul atunci ai o viitor. problemă anul Da. viitor. Da. Și atunci apare mentalitatea asta a risipei care se întâmplă să fie la stat. Și mai e ceva. Gândește-te ca privat de unde vin clienții. Da? Dacă nu faci performanță în privat, clientul poate alege să se ducă la o altă firmă, da? Poate să colaboreze cu un alt ziar, poate să aleagă altă firmă de telefonie mobilă, nu știu. Corect. În schimb, la stat, banii vin de la contribuabili, care n-ar prea avea să-ți dea, dar nu au N-au încotro, încotro. că există instrumente de astea de coerciție și atunci. Ei, și din punctul ăsta de vedere, eu zic că oamenii se împart în patru categorii. Sunt angajați la stat care primesc mai mult decât merită. Da, sunt puțini și în pozițiile astea cheie pe care le vedem pe la televizor. Sunt angajați la stat care vă asigur că muncesc de toți banii și gândiți-vă la pompieri, gândiți-vă la personalul medical, la profesori și așa mai departe. Cum și la privat sunt două categorii. Sunt unii care își merită banii și am prieteni care câștigă 18-20 de mii pe lună în privat și sunt unii care muncesc și primesc mai puțin decât merită. Da, salariile în privat sunt mult mai mici decât la stat. Dar sunt numeroase avantaje și de o parte și de alta. Ideea este în felul următor. Dacă nu-ți convine acolo unde ești, poți liniștit Oricând. să faci o schimbare, da? Să stai să arăți cu degetul într-o parte sau în alta, sau să te frustrezi că iarba e mai verde în cealaltă curte, nu știu cui face bine. Da, sunt bugetari care nu-și merită banii, cum sunt și privați care muncesc mai mult decât încasează mai puțin decât merită. Dar putem face o schimbare. Așa să stăm să ne certăm unii cu alții și să mai fim și unii prinși la jumate, cum e cazul meu, nu știu care e beneficiul. Da. Bun. Întorcându-ne puțin la cariera ta de dascăl, spuneai că te-ai întors în liceul pe care l-ai absolvit. Tu clar poți vedea cel mai bine diferența de generații. Cum era generația ta atunci când, mă rog, tu și ceilalți colegi ați absolvit Colegiul Virgil Magiaru și cum este acum? Cum sunt adolescenții de astăzi? O diferență de câți ani? Eu am terminat în 2004, de 16 ani de când am terminat, de 20 de ani de când am început. Păi, în primul rând, noi eram mult mai sfioși. Da, aveam acea, nu știu cum să o numesc, acea lipsă de curaj. Generația asta e mult mai dezvoltată decât eram noi. Într-adevăr, limita între dezvoltare și nesimțire e sensibilă. Și uneori unii mai depășesc limita, dar din punctul ăsta de vedere, ei n-au o problemă să vorbească cu cineva. Noi, dacă trebuia să mergem în biroul directorului, de exemplu, aveam așa o oarecare sfială și bănuiesc că știi la ce mă Cu refer. siguranță. În al doilea rând, ei sunt mult mai tehnici decât noi. Ei s-au născut cu gadgeturile, cu tot ce înseamnă online. Celor de vârsta mea, mai ales care n-au avut contact cu mediul privat, le-a fost foarte greu să treacă la școala asta online. Pentru ei era ca un dat.
Astea sunt părțile bune. În schimb, există o parte mai puțin bună. Cum le spun și lor la clasă, lor nu le mai e foame. Nivelul de trai în România anului 2000 era mult sub ce acum, gândește că noi eram în Uniunea Europeană. Da. Iar noi nu aveam, efectiv nu aveam bani așa cum au ei acum. Și trebuie să ne descurcăm singuri. Da? Fiecare mai făcea câte ceva, nu știu, un job part-time, o activitate, în așa fel încât dacă voiam ceva, trebuia să muncim pentru el. Ei le au de-a gata. Mașini la 18 ani, telefoane. Noi nici nu visam la așa ceva când eram liceenți sau în primii ani de facultate. Eu am avut un telefon, dar la cât eram de slab în perioada aia, mai trebuia unul să-l care, că era ceva imens. Nu. Dar astea au fost timpurile. Asta e diferența. Faptul că ei nu mai sunt motivați pentru că au o situație mult mai bună majoritatea decât aveam noi atunci. E o problemă asta că le lipsește motivația și cât din vina aparține până la urmă părinților care din dorința lor de a compensa oarecum lipsa timpului petrecut cu ei îi copleșesc cu tot felul de daruri. Sub diverse pretexte, de la o notă bună, ziua de naștere, Moș Crăciun, etc. Nu știu, în evoluția lor este un handicap chestia asta că totul li se... pot avea impresia asta că viața le oferă totul fără să facă nimic în schimb? Da, există tendința asta la generația tânără, cum că totul li s-ar cuveni și dacă se poate acum. Da, adică de azi pe azi. Da, fără niciun pic de fără răbdare, efort, nu? Da. Și fără efort. Lucrurile nu stau neapărat așa. Vedem povești la televizor cu Zuckerberg, cu Tesla. Ok, dar în spatele lui Zuckerberg sunt alte câteva milioane care au ieșuat, da? Nu o să fim toți. Le doresc celor care se uită la noi să ajungă de nivelul ăla. Dar e destul de greu. Și fără muncă, nu cred, cu puține excepții, da, de oameni norocoși sau care provin din niște familii super avute, să își permită un ritm din ăsta de viață relaxat. Asta încerc și eu cu copilul meu și cred că toți încercăm să le insuflăm tinerilor, nu știu, nevoia asta de a munci, de a câștiga meritat un ban. Și nu mă refer acum la munca fizică, nu știu, să se apuce de săpat grădini sau mai știu eu ce, să ajungă în construcții, ci indiferent de jobul pe care l-ai, să-l faci cu plăcere și să te ții de el. Și să știi încotro vrei să ajungi. Adică am discuții cu tineri, clasa 12-a, care îmi spun acum, cu 2-3 luni de tabacului, că nu știu la ce facultate să se ducă. După 12 ani de școală. După 12 ani de școală. Și asta nu e neapărat vina lor, pentru că ar fi trebuit să existe consiliere, orientare în carieră și așa mai departe. Dar la noi astea sunt doar pe hârtie, pe la inspectorate, ministere. Nu, sunt și în școli, dar un consilier are arondat 800 de elevi. Imaginează-ți ce înseamnă fizic asta din punct de vedere timp. Da. Da, din punctul ăsta de vedere, nu știu, poate nici noi nu eram așa de hotărâți, poate, nu știu, idealizez eu perioada aia. Dar cred că aici ar trebui să se gândească fiecare pentru el. Adică, ok, e treaba statului să-și facă treaba, dar până la urmă e viața ta în joc. Nu aștepta să vină altcineva să-ți spună ce să faci, ci încearcă să găsești pentru tine. Din fericire, internetul e plin de resurse, trebuie doar să le cauți. Cum reușești să captezi atenția elevilor? Nu știu, ești un profesor cool, ești un profesor drastic, ești un profesor de gașcă. Cum abordezi zona asta de apropiere a elevilor? Da, nu știu ce înseamnă un profesor cool sau un profesor bun, însă eu am un principiu pe care îl aplicam și în multinațională când aveam echipă, îl aplic și la anticafe cu oamenii mei și îl aplic și cu elevii. De la început stabilesc care sunt așteptările. Discut cu ei, le spun ce așteptări am de la ei, le dau o listă cu modurile în care și-ar putea obține punctele la notă. Alegerea este a lor. Condiția e să facă minim 5 puncte la fiecare notă ca să nu-mi strice vacanța de vară. Și maximul e de 12. Nu le trec 12 în catalog dacă fac 12 puncte la fiecare notă. Dar pe aceia dintre ei care fac toate punctele, sunt 60 în total, 12 ori 5 note, îi duc 2 zile la mare pe cheltuiala mea. Foarte tare.
Și mă rog, acum am zis că la 11 puncte am coborât un pic ștacheta. La toamnă sau la primăvară o să plantăm câte un pomișor pentru fiecare medie de 11 de la materiile mele. Și faptul că le spun de la început așteptările și că sunt consecvent în aplicarea lor, îi face să înțeleagă nu neapărat că sunt cool sau de gașcă, dar măcar că sunt corect. Adică și nu mai există frustrarea aceea pe cât ori, mi-a pus exact, sau da, de ce nu mi-am apuntat sau nu, ce... am avut, uite, o să o spun da. Și aici, am avut, nu o să dau numele elevului, am avut o situație când la momentul în care am făcut socoteala punctelor, cineva avea 3. Și eu am zis, zic, hai să găsim o soluție să faceți, ajunge cumva la 5, adică nu... Și a zis, nu, domn profesor, n-ar fi corect față de colegii mei care au muncit. Atât am muncit, atât am puneți. I-am pus 3 și i-am zis, zic, pentru treaba asta eu o să te respect toată viața. Pentru faptul că ai avut onoare și că nu nota contează pentru tine. La următoarea notă, bineînțeles, că s-a mobilizat și a luat 10. Dar da, faptul experiență. Că a putut să recunoască chestiunea asta, pentru mine a contat enorm. Cum te-ai decis să devii profesor de, să spunem, educație financiară? Ce te-a determinat să vii pe o nișă? Că de fapt e o nișă această materie. În 2010, în februarie, m-am mutat cu jobul de la Ploiești la București. Salariul s-a modificat în consecință și m-am trezit la sfârșitul lunii februarie că, deși aveam un salariu aproape dublu decât în Ploiești, nu am știut pe ce se duc banii mei. Adică nu puteam să arăt măcar, uite, mi-am luat și eu un ceas sau... Și atunci, din februarie 2010, am început să-mi notez pe telefon ce câștig și pe ce cheltui. Și apoi am început treptat să-mi dau seama de niște tipare pe care le aveam în cheltuieli, să mai reduc din ele, să economisesc și apoi m-a prins și partea asta cu investițiile. Și îmi notam așa câteva idei pentru mine. Uh-huh. De la câteva idei am ajuns la... Și la sugestia cuiva, dar n-ai vrea să le pui într-o carte. Zic, ok, hai să încercăm. M-am apucat în 2017, în noiembrie, să o scriu. Prin februarie 2018 m-am oprit, pentru că am ajuns la bursa de valori. Și atunci aveam varianta să povestesc din cărți sau să mai stau un pic să văd cum stă treaba. M-am apucat de investit la bursă și în 2020, mă rog, în 2019 am reluat cartea și în 2020 am finalizat-o. Asta a fost, pe scurt, trecerea de la, nu știu, discipline economice standard, cum e contabilitatea, la educație financiară. Până la urmă, nevoia e cea care te învață. Uite, ai o carte cu tine, dacă ne poți spune mai multe despre... Da, e o carte de care vă povestim. Sincer, ți-o adusesem ție, o să ți-o las la sfârșit, dar hai să o și arătăm dacă mă întrebați. Se numește Principiile banilor și în ea am condensat, mă rog, nu știu dacă mi-a ieșit neapărat treaba asta cu condensatul, că e cam grosuță, ideile despre care îți povesteam anterior. Bun, uite, am văzut că vrei să trimiți câte un exemplar din Principiile banilor împreună cu un curriculum de educație financiară în fiecare liceu economic și tehnologic din România. Cum reușești, cum crezi că vei reuși să faci asta și dacă un astfel de proiect atrage, așa cum ar fi normal, să spunem, oameni care să sprijine demersul tău, făcut absolut doar în interesul elevilor? Sunt două aspecte aici. Partea logistică e aproape rezolvată. Apropo de oamenii care sprijină demersul, avem deja plătite 102 exemplare din 181. Pe restul, chiar dacă nu se strâng banii, o să le trimit eu de la mine. Mai e acolo, mai sunt niște taxe poștale sau niște servicii de curier, dar și pe ele le rezolvăm. Problema este, și ăsta e motivul pentru care m-am oprit, ok, cărțile ajung acolo. Și după aia? Pentru că profesorii, nu generalizez, dar marelor majoritate se limitează la ce zice programul, la ce zice ministerul, inspectoratul, guvernul și așa mai departe. Să nu iasă din tiparul ăla nenorocit. Nu e numai vina lor. Unii o fac din comoditate, într-adevăr, dar unii pur și simplu nu pot să o facă din motive obiective. Adică vor primi întrebări. Deci, ideea este următoarea. Dacă eu aplic o metodă consacrată, da? Nu știu, referatul, și elevii, metoda dă greș, lumea tinde să dea vina pe elevi.
Dacă elevii nu fac, elevii nu trebuie. Dacă eu vin cu o metodă nouă și metoda dă greș, lumea dă vina pe profesor. Că a venit ăsta să facă el. Da? Și uite, n-are dreptate. Și atunci de aia progresul este destul de lent și nu e de jos în sus. Adică nu școala se dezvoltă, se schimbă, ci pur și simplu e atrasă în schimbare de schimbările din societate. Uite și treaba asta cu învățământul online. Da, platformele există de atâta timp. Zoom-ul ăla îl rupeam în privat. De ce n-am putut să aplicăm până acum? Pentru că mergeam pe varianta clasică. Eu și dacă o să revenim la și mi-aș dori să revenim la scenariul normal, eu tot o să folosesc câteva din capabilitățile alea online. Tot o să pun suportul de curs acolo, să-l consulte ei acasă și să-l noteze acasă în caiete și la școală vreau să fac aplicații. Pentru că ei informație găsesc pe net. Ce nu găsesc sau găsesc mai greu? Pe cineva care să le clarifice treburile. Și atunci hai să profităm când suntem la clasă de timpul ăsta ca să aprofundăm, pentru că de citit putem să citim și acasă sau putem să ne uităm pe YouTube și așa mai departe. Apropo de experiențe personale, discutam înainte și îmi spuneai că ai făcut un exercițiu, ți-ai trimis elevii, nu? Să încerce să obțină un împrumut sau, mă rog, a fost un exercițiu, da? Care au fost reacțiile și cum s-au descurcat și care au fost învățămintele pe care le-au tras din experiența asta? Fac asta în fiecare an. Acum cu pandemia a fost un pic mai dificil. Ideea e așa, ei primesc fiecare următorul task. Să achiziționeze un apartament. Unii dintre ei au un avans mai mic, alții au un avans mai mare, în așa fel încât creditul să varieze. Și am împărțit toate sucursalele bancare din Ploiești câte unui elev. La început au fost un pic speriați că, domne, și dacă ne dă afară? Zic, ok, și dacă vă dă afară, da, plecați, adică nu e. Dar apoi, experiența li s-a părut foarte faină, în primul rând pentru că au văzut că reprezentanții unităților bancare, a marelor majoritate, îi tratează ca pe niște adulți și pentru ei asta a fost... Apoi și-au dat seama când am pus datele în Excel, ce mare diferență este între prețul apartamentului plătit cu banii jos și prețul apartamentului plătit prin credit și cât influențează avansul, suma totală pe care o restituie. Iar partea și mai interesantă este că îmi scriau angajații băncilor că au venit, primeam mesaje pe rețelele de socializare, că au venit elevii mei să se intereseze de credit. E o experiență și încerc să fac chestii de genul ăsta cu ei, pentru că învățământul nu ar trebui să fie numai despre definiții, formule și așa mai departe, ci ar trebui să fie și despre situații de viață. Cu siguranță cei care vor merge, eu știu, în viața reală de adult să acceseze un astfel de credit, experiența acumulată la sugestia ta, da, îi va ajuta, nu? Atunci vor ști, stai puțin, că dacă am un avans mai mare se întâmplă lucrul acesta. Eu știu, ar trebui să consult mai multe oferte pentru a alege pe cea mai bună și așa mai departe, nu? Da, adică o să-ți mulțumească la un moment dat. Îmi scriu cei care au terminat și îmi spun, uite, am fost să fac asta și mi-a prins. Am avut o situație când cineva nu a venit la practică și practica se recuperează. Și am chemat-o la anticafe și am zis, ok, hai să vedem ce e de interes pentru tine. Și am ajuns la mașini. Zic, uite, astea sunt caracteristicile, vreau să te uiți pe site-urile de profil și să-mi analizez prețuri, comparativ prețuri de mașini. Și mi-a scris acum ceva vreme, domn profesor, tare bine mi-a prins tabelul ăla, că uite, acum vreau să-mi iau mașină și știu la ce să mă uit. Știu la ce să mă uit, da, corect. Revenind la elevi, încerc să-i implici în cât mai multe acțiuni cu caracter social, caritabil. Cât de dorni sunt să participe la astfel de, să spunem, de acțiuni? Pentru că, din păcate, ne lipsește chiar și din genă solidaritate, eu știu, compasiune și așa mai departe. Cum reușești totuși să implici în astfel de acțiuni? Ce le spui? Să știi că, nu știu, poate sunt eu o situație atipică sau un caz fericit, dar eu n-am o problemă asta. De fiecare dată când anunț au răspuns un pozitiv, proiect, nu? Am mult mai mulți decât pot să implic în proiectul respectiv. Și eu profit de chestia asta în trei moduri. Pe de o parte învăț despre ideea de voluntariat. Pe de altă parte îi ajut să înțeleagă că ceea ce au e ok. Ne-am dus la Bughia de Jos și Bughia de Sus cu niște kiwi.
mă rog, o pungă mare de dulciuri, printre care și kiwi. Și unul dintre elevii mei a rămas impresionat de modul în care se uitau copiii aia, că nu, unii dintre ei nu mai văzuseră N-am niciodată văzut kiwi și niciodată, nu da, știa ce e fructul, ăla. da. Și mi-a zis, domn profesor, noi aruncăm cu kilogramele, că la noi nu se mănâncă și copiii ăștia se bucură la portocale. Și în al treilea rând, și pe mine asta mă încântă cel mai mult, facem management de proiect în mod real. Așa cum făceam în multinațională, îl fac cu ei pe proiecte de genul ăsta. Și mulți dintre ei rămân cu multe noțiuni făcându-le. Da? Facem împreună un scop, un buget, un calendar de activități, o secvențiere a lor, drumul critic și așa mai departe. E foarte fain. E foarte fain că învățăm și ajutăm în același timp. Lucrezi în învățământ din 2014, ai spus, Nu, nu? 2016. Din 2016. Sunt 4 ani. Care ar fi problemele pe care tu le-ai schimba dacă ai fi factor de decizie? Nu știu, dacă ai fi ministru al educației sau un secretar de stat în Ministerul Educației care poate veni cu propuneri care să se transforme în legi. Nu cred că aș rezista mai mult de 2 zile pe o funcție de genul ăsta. Ai multe idei. Nu neapărat, dar am idei nepopulare. Și atunci există riscul să, nu știu, să Dă-mi un alunec pe scări, să cad exemplu. pe geam, Dă-mi un chestii de genul exemplu. ăsta. Uite, aș renunța la treaba asta cu numirile politice și nu numai în învățământ, ci în orice înseamnă funcție de stat. Aș merge pe meritocrație. Asta una. În al doilea rând, și mi-asum ce spun, aș da testele psihologice pe bune. Pentru că dacă le-aș da pe bune 20%, hai să nu zic 20%, dar un procent destul de mare de profesori n-ar mai avea ce căuta la catedră din motive medicale. În al treilea rând, aș rezolva treaba prezenței și pentru profesori și pentru elevi. Intrare pe bază de badge sau pe bază de amprent. Și în felul ăsta ne-am asigurat că și profesorii se duc la ore și că și elevii se duc la ore. Se chiulește din ambele tabere, nu? Se chiulește din ambele tabere, din păcate. Mai mult sau mai puțin motivat, da? Elevii invocă probleme medicale, profesorii invocă probleme administrative. Apoi aș lega alocația și orice formă de ajutor social de performanțele școlare. Și aș lega calificativul profesorilor de performanțele elevilor. Păi noi avem 90% din profesori bine și foarte bine, și 60% probabilitate la BAC. Undeva dă cu virgulă. Puțina matematică pe care o știu eu, undeva dă cu virgulă. Atunci n-ar fi dezavantajat, să zicem, profesorii din mediul rural care predau în comunități sărace, acolo unde, să spunem, rezultatele copiilor nu pot fi comparabile cu cele din mediul rural, oamenii aceia n-ar fi dezavantajați? Depinde cum pui problema, pentru că ar trebui să ne uităm la o pondere. Ok, în satul X, câți ai avut anul trecut care ți-au luat capacitatea? Niciun. Ok, ăsta e nivelul. Da, pornim de aici. Anul viitor trebuie să ai 2. Înțeles. Sau, nu știu, 2% din Da. elevi să-ți ia capacitatea. Și La anul treptat, 4, la anul da? 6 și tot așa. Ca să poți crește nivelul, nu? Da, ca să Nivelul. ai un. Adică, în fișa mea de evaluare scrie să fac. Dar nu scrie nimic de rezultat. Da, eu vin aici, am făcut, tot eu am făcut. Da. Eu am făcut, restul să se ocupe părinții, să se ocupe copiii, să se ocupe guvernul. Nu. Nu, eu văd lucrurile, văd elevii mei ca pe clienții mei și îmi pun următoarele două întrebări. Unu, dacă copiii ăștia n-ar lua absențe, ar mai veni la mine la oră? Și doi, dacă ei ar trebui să plătească să vină aici, ar plăti să vină să mă vadă? Ca și clienți. Și dacă răspunsul la întrebările astea e nu, înseamnă că problema e la mine, nu la ei. Cum vezi tu învățământul românesc peste 10 ani? Mamă, ce... dificil de răspuns la întrebarea asta. Nu știu, se termină pandemia, Dacă dar școala nu va pandemia asta. învăța să se adapteze la nevoile actuale, va fi foarte greu. Nu mai poți să ții un elev în bancă 50 de minute ca pe vremea noastră și să umpli două, trei table sau să dictezi și să te aștepți că nu. Copiii de acum sunt născuți digitali. Eu le zic generația Facebook. Și nu e nimic peiorativ în asta, da? Ei nu pot să se mai concentreze o perioadă lungă de timp. Pe de altă parte, lor trebuie să, sau ei trebuie să vadă corelația între ceea ce facem aici și modul în care le poate folosi acel lucru. Pentru că școala n-ar mai trebui să fie doar transmitere de informații. Informația e la un click distanță. Și eu le zic elevilor mei că pot să mă verifice în timp ce vorbesc
să caute și pe Google dacă zic Corect. Sau nu vreo prostie. Școala ar trebui să-și modifice un pic rolul, să fie mai mult facilitator. Eu cred că în 10 ani o să se migreze foarte mult și fizic, adică o să rămână din ce în ce mai puțini elevi, dar mulți ori să treacă spre zona asta de învățământ privat, spre zona asta de homeschooling, cei care își permit o să meargă pe alt gen de educație, pentru că școala actuală a rămas un pic în urmă și dacă nu, fiecare dintre noi profesori, că nu poate să vină ministerul, mă rog, poate să vină și ar trebui să o facă, dar până la urmă la firul ierbii suntem noi. Dacă noi nu înțelegem asta, atunci lucrurile or să stea din ce în ce mai rău. Am ajuns aproape de finalul emisiunii. Am vorbit despre elevi, am vorbit despre școală, despre educație. Un mesaj pentru părinți, pentru că am amici care lucrează în învățământ ca și tine și îmi spun dezamăgiți că la acea plictisitoare ședință cu părinții absenteismul este uriaș. Și îmi spunea că e trist să vezi, mai ales la clasele terminale, nu știu, clasa a 8-a să spunem, părinți care chemați o dată, da, pe semestru, nu își găsesc timp, nu știu, 30 de minute, 40 de minute să discută face-to-face cu profesorul, cu dirigintele. Apropo, și de ce spuneai tu, că se trezesc, nu știu, copiii cu 3 luni înainte de evaluarea națională sau de bacalaureat, că nu știu încotro să apuce. Greu de transmis un mesaj către părinți și, mă rog, și părinților și colegilor mei profesori, le-aș transmite doar să înțeleagă că elevii din ziua de azi nu mai sunt cum eram noi pe vremuri. Și cred că aș putea să îndemn să comunice mai mult unii cu alții, și părinți cu elevi, cu copii, și profesori cu elevi, și profesori cu părinți. Pentru că până la urmă, oameni suntem toți. Drept e că avem interese divergente, dar dacă ne așezăm la aceeași masă, cu siguranță putem găsi soluții. Dar exact cum spuneai și tu, ca să putem să comunicăm, trebuie să fim în același loc și în același timp. Liviu, îți mulțumesc că ai venit alături de noi astăzi. Îți doresc succes pe toate planurile. Ești angrenat în foarte multe activități. Sper să le duci pe toate la bun sfârșit, așa cum ți-ai dorit. Și de ce nu să ne revedem, poate cu volumul al treilea din Poetul din Peluză? Da, mulțumesc în primul rând și eu pentru invitație. Cu siguranță voi răspunde prezent ori de câte ori va fi vorba despre educație și despre petrolul și despre educație financiară, dacă vrei. Așteptăm să promoveze echipa, volumul e aproape gata, îi lipsește o singură poezie. Poezia promovării, dar nu pot să o scriu înainte, trebuie să se întâmple. Și sper să se întâmple vara asta. Păi, nu? Cartea e gata de vreo două sezoane și tot amâni. Și tot amâni. Poate, iată, va fi o lansare în vara acestui an, dacă petrolul va promova așa cum își doresc mii, zeci de mii de petroliști înfocați. Îți mulțumesc încă o dată, cu dumneavoastră mă revăd în zilele următoare cu alte subiecte, sper eu, la fel de interesante ca cel de astăzi. O zi bună!